Miercuri, în data de 10 aprilie, între orele 9-15, se va întrerupe alimentarea cu apă în localitatea Săcăleaz pentru lucrări de conectare a unei conducte la intersecția străzilor 4D3 Honold. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, cetățenii sunt rugați să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Totodată, consumatorii sunt rugați să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.